Îmi doresc ca oamenii care nu înțeleg să vină aici un sezon. Să vină aici un sezon, să vadă cum stă treaba, de fapt, că nu e rău așa, adică nu e că găsești moartea aici cu ochii, dar ai, treci prin anumite stări. Exact. Că nu e gen să vezi moartea cu ochii pe aici sau cine știe ce. Da, ai un stres, ai o chestie. Ești blocat, ești limitat de multe, net, telefon, televizor, n-ai somn noaptea, te uiți pe tavan ca nebun, o noapte, două, nouă, 100 și până la urmă să ia, nebunești. Mai caz, mai cedezi, mai treci peste, te ridici. Și oamenii dacă te înțeleg, înțeleg, dacă nu, nu. Asta e viața. Că sunt conștient că mai pierdem din susținători, mai pierdem din oameni, mai da, dai ce să faci, asta e viața, nu știu ce să faci. Îmi pare rău, dar îmi pare rău că dacă dezamăgesc, îmi pare rău, dar nici n-am ce să fac să nu dezamăgesc. Că nu, ce să fac, să mă transform, să nu mai fiu eu, să mă forțez să fiu altul, nu știu, ăsta tu. Băi, din... Da... Nu se poate așa ceva, mă, vreau libertate, am simțit gustul libertății, vreau libertate, vreau să ies. Vezi cum e afară, vezi cum am fost eu la mare. A fost plăcut, recunosc, dar când am știut că mă întorc, s-a tăiat tot. Gustul libertății, frate. N-a văzut că toată lumea se distra, toată lumea afară, nu știu, și eu. 4 luni. Mă bucur, o să fiu bucuros la sfârșitul, când, atunci când plec, normal că o să fiu cel. Haide că toți, dar, mă, toți sunt bucuros, ce ai? Și că am putut să fac față strict prin toate chestiile astea, știi? Nu știu, atunci, m-am, nu știu, m-am putut. Că gata, am fost erou. Deja gata, nu mai contează nimic, știi? Erou meu. Eu am fost erou meu. Ferească Dumnezeu dacă mai n-aș mai trece a doua oară. Ai văzut cum a fost Marian cu aia, a stat el 8 ore acolo și ceva, însă a doua oară ai mai stat, n-aș mai sta. Așa și eu acum am stat, mă bucur că pot, că am suportat, dar doua oară nu. Să stai să mai pe pereți, să n-am somn și să n-am ce să fac. O iei pe raz, n-am ivere, mă, o iei pe bui cu cap. Dacă ar fi așa 2-3 ani, poi de cap. Nu știu, dar na, nu mai zici de 20, de 5, de 20 de ani. Să fie așa, întrebiți pe pereți. Ferească, de ce mai trăiești? Oare ce mă fac eu, mă, frate, cu mine? Mă, că nu mă înțeleg cu mine deloc. Ați zis și mie telefonul, că vreau să întreb Google-ul. În situația asta ce fac? Ce situație? Ce faci în situația când te plictisești groaznic și vrei să ai telefon? Aduce de telefonul, întreb asta. Deci cum faci să... Auzi, Aline? Cum faci să rezici fără telefon? Acest telefonul, să întreb asta pe Google? Da, cred că găsești. Pe săptămână era mișto și noi. Și eu vreau telefonul, mi-a venit doar de telefon. Dar l-ai văzut pe Emil? A. După două săptămâni, cum a zis, am nevoie de o vacanță scurge. Dar și doamna Simona. Emil, de vreo lună, așa măcar. După 200 ore aici. Bă, deci Emil a fost cel mai șmecher cu faza aia cu vacanță. Am nevoie de vacanță, a fost cea mai tare faza aia. Pentru noi. Așa gluma afară n-are nicio treabă. La noi nu m-am prăpădit. Doamna Gabriela, despre ce vorbim? Liviu este pe locul 1 în top, acum e relaxat. Când nu o să mai fie în top, gata, facem din nou materiale. Da, bravo, mă, m-ați nebunit cu acest top. E normal, se apropie finala, e normal să-și facă fiecare planuri cu relaxarea, că nu mai pot, că e greu și acolo în casă. Așa eram și eu. Tare curioasă sunt ce ați scris în plicurile alea. Nu vedem? N-ați văzut? Nu vedem. De ce să deschid? N-am niciun interes să deschid. La final. Sunt doar niște... Niște? Pronosticuri, sau cum să le numesc. Cine a avut previziuni dintre noi, ce câștigă? O bătaie pe umăr. Sper să nu câștig. Vreau da. De la mare și sper să nu câștigi, de ce? Păi, nu vreau să fiu bătută pe umăr. Nu, o bătaie prietenească pe umăr. Nu altceva. N-ai înțeles bine cum da. E. Da, cum facem? Asta este motivul pentru care Liviu e atât de... Normal, păi deja nu-l cunoaștem pe Liviu. Nu păi este adevărat. Când ești tensiune. Acolo în casă, efectiv, nu, câteodată ai momente în care te gândești. Mă plictisesc, nu mai știu ce să fac. Dacă eram acasă, aveam telefon, puteam să ies, puteam să fac una alta. Deci asta nu e în legătură cu top. Când era nicio pe locul legătură. De aia căuta motive, ce ai. Exact. În punctul meu de vedere, eu văd o mare schimbare la Liviu și îl văd...
schimbat în bine. De unele locuri le-a plictiseal așa, le-a niște trepitații, nu știi ce să mai fac. E, nu, că e foarte greu și pentru ei. Nu tu telefon, nu tu televizor. Exact, a doua. Și-a nu, prieten, nu. Acolo, nu. Ce e, e strict acolo, în casă. Și mai ales că știe că, na, e perioada cu verii, că, na, toată lumea se duce la mare, chestii de genul și... Imediat se termină și merg ei. Da, dar știți că dacă începem totul cu acest dacă, dacă făceam nu știu ce dacă, de acolo se naște depresia. Corect. Nu trăiești prezent. Bine ar fi să trăim în prezent și cu lucrurile pe care le avem. Să fim realiști și să nu ne mai facem așa scenarii, să suferim de scenarită. Ce ar fi fost dacă? Știți, eu am... Știți povestea cu drobul de sare? Dacă o să cadă drobul de sare pe copil. Așa și cu voi și cu cei din casa Mireasa. Hai să trăim prezent. Actual, prezent. Să vedem partea plină a paharului și să ne bucurăm de ceea ce ne oferă viața la momentul ăsta. Cu puțin, cu mult, să... Trecutul nu are cum să fie schimbat, iar viitorul este incert. Așa că doar prezentul este cel palpabil, cel pe care îl avem. Și de ce să nu îl trăim la intensitate maximă? Eu spun că victoriile sunt extrem de importante, dar drumul către victorie trebuie parcurs pas cu pas și trăit la intensitate la fel de mare, pentru că victoria, marea victorie, durează 5 minute. Când o să iasă vă aici, o să le fie dor. E, și pentru alea 5 minute te dai de ceasul morții atâta amar de vreme. Nu, hai să trăiești bucurie și în alea. Prezent. Și stai și analizezi ce ar fi fost dacă. Păi, dacă eram și o milionară, cum făceam acum? Poate eram pe Costa de Azur. Mai bine decât frumos. Dar de ce să fiu depresivă 5 minute după momentul ăsta când mă gândeam eu dacă aș fi putut să fiu milionară, când... Mai bine mă gândesc ce frumos e aici la emisiune cu voi. Îmbrăcați în roșu. Corect.